Așa arată încheierea de ședință al unui dosar de la Curtea de Apel București. Colegii mei s-au hotărât să facă încheierile 50%, adică fiecare cuvânt va fi trecut în respectiva încheiere doar jumătate. Poate e cazul să ne gândim să ne diminuăm cu 50% programul de lucru și să cerem să fim plătiți pentru cele 8 ore, nu pentru 4 cât vom munci. Sindicatul Projust propune guvernanților să dea o ordonanță de urgență prin care să le eșaloneze și datoriile, nu doar lefurile. Grefierii se plâng că nu le mai ajung banii să-și plătească datoriile și judecătorii s-au trezit cu jumătate din salarii pe carduri. Se pare că nu a contat pentru nimeni decizia Curții de Apel București în condițiile în care deschiderile de credite s-au făcut pentru sumele reduse și nu pentru întreaga sumă. Magistrații au anunțat că vor da în judecată ministerul. Judecătorii au protestat și astăzi în mai multe instanțe din țară. Președintele Traian Băsescu a anunțat că se va implica în criza din justiție doar pentru că este obligat. Sincer, nu știu, dar dacă s-a cerut, sunt obligat de Constituție să o fac. Deci o să-mi fac datoria. Protestele vor continua, spun judecătorii, cel puțin până în septembrie.